Salut. Suntem în data de 16 iulie și suntem în grădina mamei mele să vedem cum se descurcă roșiile. După cum se vede în imagine, unele roșii sunt deja afectate. Sunt afectate de două cauze. Sunt afectate fructele din lipsa calciului și sunt afectate florile din cauza căldurii. Temperaturile ridicate sunt cele care usucă polenul din flori. Așa cum se vede, florile sunt uscate de la ultimul etaj, nu mai sunt speranțe de revenire, este imposibil. Cum vedem în această floricică, se usucă pistilul din cauza căldurii, polenul se usucă și floarea moare. În felul acesta, rămânem, rămânând fără flori, rămânem implicit și fără noi fructe. În această porțiune de grădină a mamei mele, roșiile nu duc lipsă nici de apă și nici de umbră. Sunt umbrite de casă, iar apă au aproape zilnic. De regulă le udă la 2-3 zile cu fortunul, deci au un aport suficient de umiditate. Cu toate acestea, florile sunt uscate, așa cum vedem. Deci nu lipsa apei le afectează, nu lipsa umbrei sau lipsa folii de umbrire le afectează atât de tare cât temperatura. Temperaturile fiind foarte ridicate, aceste flori nu au cum să supraviețuiască. Tot ceea ce putem face în această grădină este să tratăm lipsa de calciu, pentru ca florile care au apucat să se fecundeze și să formeze fructe să rămână viabile și fructele să fie sănătoase, să le putem consuma. Așa că facem astăzi o stropire cu calciu. Calciu pe care îl puteți găsi la bosol în cazul acesta, de la orice fito, magazin fitosanitar. 50 de ml la 8 litri cu apă. Și începem stropirea. Facem o îmbăiere totală, o îmbăiere cât mai profundă, având grijă ca stropii de apă, purtători de calciu, să ajungă pe toate organele plantei, de la vârf până la bază, Udându-le din abundență prin îmbăiere. Calciul va fi cel care va um, favoriza o mai bună absorție a microelementelor din sol, și va determina ca noile fructe în formare și în dezvoltare, în maturare, să nu mai dezvolte acea pată neagră la bază, acea pată care distruge efectiv fructul putrezindul din interior. Așa că nu doar uh, apă, umbră au nevoie roșiile noastre. Au nevoie și de microelemente, au nevoie și de calciu, au nevoie de îngrășăminte foliare dacă nu mai avem de unde să le administrăm îngrășăminte organice. Pentru că așa cum se știe, îngrășămintele organice sunt foarte rare, oamenii nu mai cresc animale ca să putem beneficia de gunăl de graști. Dar trebuie să ne adaptăm, nu avem ce face. O altă problemă pe care vreau să o analizăm împreună este calitatea materialului săditor. Eu sunt foarte dezamăgit de calitatea răsadurilor care se găsesc prin piețe, cumpărăm răsaduri, habar nu avem ce soi sunt, ce productivitate au și ca în cazul acesta, după cum se vede, cresc la 1,50 m înălțime cu 3-4 fructe pe ele. Este păcat de munca noastră, este păcat de timpul pe care îl acordăm, de substanțele pe le administrăm să nu obținem ceea ce ne dorim. Așa că mare atenție de unde cumpărăm acest material săditor. Eu unul am să încerc să-mi produc de unul singur răsadurile necesare. Cam atât pentru astăzi. Tratați-vă roșiile cu calciu ca au nevoie de acest element. Multă sănătate, rămâneți cu bine!